profit de această ocazie, că am mai auzit o discuție, asta e, știți cum e, când se schimbă șeful, bucuria nebunilor. Mai sunt prin Consiliul Județean care vin și mai șoptesc. Să nu-și imagine cineva că eu mă duc acolo să fac nu știu ce revoluție. Sau să nu creadă cineva că din nu mă informez. Din punctul de vedere al personalilor. A personalului. Că spuneam nu știu cine, că nu știu ce șef pe acolo. Aia vine, asta e băia bună, el e cu biserica. Nu prea știe, știe, facem noi în continuare. Nu. Dacă lucrurile nu vor decurge așa cum îmi doresc eu prin programul meu de management și prin echipa care mă voi impune, din păcate acei domni sau acele doamne care cred că conduc la moment de față CJ-ul, nu au ce discuta cu mine. Și avem, nu e amenințarea asta. Am un exemplu de la un prieten de-al meu. Avem birouri și la subsol. Avem și creioane de ascuțit, dar asta nu e o amenințare. Să nu creadă cineva că vine harpa la turneamț de asta fraierică sau un om care mai auzisem la nu știu, alți colegi care îmi place să merg la nu știu petrecere. Sau, da, petrecerea e petrecerea, șprițul e șpriț, masa e masă, dar munca e muncă. Să înțeleagă toată lumea chestia mă asta, bucur că cum au înțeles cei din Târgu Neamț.